bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu, eu sunt Vlad și astăzi, după cum vedeți, suntem aici în un vlog și da, voi băieți, după cum știți, am pus primul meu vlog, un unboxing la o pereche de căști și un microfon care, din păcate, n-au fost atât de bune pentru că le-am dat înapoi. Bine, mi-au venit banii până la urmă, mi-au intrat înapoi banii pe card și astăzi, băieți, ne-am luat aici un microfon, avem aici microfonul. Nu l-am deschis, după cum vedeți, am vrut să fie totul gen random și să fie așa, nu știu, original, să nu fie fake, absolut nicio reacție. Am aici un cutter pe care o să-l iau și o să începem să facem unboxing-ul, nu? După cum am spus, nu l-am desfăcut absolut deloc, am vrut să fie totul aici clean, să vedeți prima mea reacție. Adică aștept microfonul acesta de vreo săptămână, cam așa. Nu l-am desfăcut, haide să-l scoatem. Sper că se vede bine, pentru că eu nu văd acum cum se vede și ce filmez. Pentru că filmez cu telefonul și nu am cum să văd. Mai vezi, așa arată cutia, nu știu dacă se vede, sper că se vede. Așa arată cutia microfonului, este măricică. Bine, eu știu ce ar trebui să se afle în el, pentru că am văzut specificațiile și tot ce primești în această cutie. Așa că haideți să-l desfacem. Nu așa, așa. Haideți să-l desfacem. Avem aici o mică foaie, cred că cu instrucțiuni și cu ce a venit. Da, ok, sunt instrucțiunile de la microfon. Avem aici, băieți, un pop filter, cred că știți. Pare a fi bunicel. Este destul de mare, pare fi chiar ok, calitate bună, zic eu. Ok, așa, aici ce mai avem? Aici avem ce pungă tare. Aici avem o bucată pentru că, da, o să avem braț la acest microfon și acesta este suportul pe care o să-l prindem de birou. Dăm asta la o parte. Bun, fraților, aici avem brațul de microfon. E din metal și sper să fie bine, bun, adică să fie ok, să nu pice din prima. Eu zic că este ok, chiar e bun, adică așa pare a fi bun. Îl punem și pe acesta aici deoparte. Avem suportul pentru microfon și prinderea de braț. Aceasta este. Din câte știu și am văzut în multe review-uri, trebuie să tragem de astea și introduce microfonul, pentru că se mărește gaura aceasta. Are aici să amelioreze șocurile pe care îl primește microfonul, brațul de microfon, să nu îl trimite în microfon pentru a, nu știu, a da ceva sunet pe nașpa. Din câte am zis și eu, v-am zis că nu prea mă descurc și așa. Aici mai avem un... tot un fel de stante care prins pe braț pentru un microfon normal, adică decântat sau un microfon mai mic, subțire, nu știu exact pentru ce este. Adică asta am văzut și în review-uri și în pozele de am luat de pe Mac microfonul și așa am văzut și în poze. Avem aici o șosetă, fraților, pentru microfon, pentru că eu chiar nu știu cum se numește chestia asta. Cred că este tot un pop filter. Adică eu pe ăsta și de pop filter de aici, dar chestia asta nu știu exact cum se numește. Este bine pentru că te ajută foarte mult când stai aproape microfon să nu se audă alea așa, gen când vorbești, să nu se audă p-urile extrem de tare. Avem aici un modulator pentru USB cu două intrări, microfon și căști. Și acesta e USB-ul, așa o să comentăm, prin intermediul acesta, pentru că se aude mult mai bine, am înțeles, câte am înțeles. Cablul microfonului, acesta intră în microfon și aici avem un jack pentru care intră în calculator. Mai avem aici, văd, un șurubel ceva. O să văd eu unde se prinde acest șurubel, nu știu exact, vedem pe parcurs până îl montez. Băi, vezi, și ultima piesă și cea mai importantă, microfonul. Haideți să dăm cutia la o parte. Microfonul, fraților. Acesta este microfonul. Este din metal, după cum vedeți.
Are asta aurie. Sper că să vedem mult mai bine, că m-am dat mult mai aproape. Și zic că e ok. Adică este chiar din metal și nu pare să se audă ceva în el. Da. Bun. Deci, ăsta a fost microfonul. O să-l montez. Nu știu exact că o să fac un timelapse, în timp ce-l montez și tot felul de chestii. Dar o să facem un test să vedem cum se aude apoi. Da, voi băie, deci aici avem toate piesele și acum o să ne apucăm să-l montăm. O să fac un mic timelapse în timp ce-l montez, în timp ce asamblez toate piesele și o să-l vedeți chiar acum. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Ciao, băieți, cam atât și cu acest timelapse. Sper că a ieșit bine, sper că o să-l pun bine, să se vadă cât mai bine. Acesta este microfonul, după cum vedeți. Am mai rămas cu ăsta, doar că nu am ce să fac cu el acum. O să-l pun deoparte în caz că o să vreau să-l folosesc, că vreau seama că o să-l folosesc. Cam acesta este microfonul cu pop filter, totul asamblat. Este și introdus în calculator. Așa că haideți să trecem la testul final, să vedem cum se aude. Da, băi, fraților, și am venit cu testul. După cum vedeți, așa se aude microfonul. Nu stau nici foarte aproape de el, dacă stau aproape de el se aude mult mai bine, că am testat chestia asta înainte. Acum mă aud ok, chiar zic că mă aud ok, din câte am văzut că am încercat mai devreme să văd cum mă aud. Și zic eu că se vede, se aude chiar bine. Dacă dau puțin pop filterul ăsta la o parte și mă duc așa și vorbesc la microfon, credeți-mă că se aude mult mai bine, se aude perfect, nu, că mult mai bine. Dar nu am cum să mă joc să stau așa, gen, bine, la ce se mai stau așa ca să fiu zoomat pe ecran, dar se aude bine și așa. Nu avem nicio problemă cu el, chiar este ok microfonul acesta, nu ne-a mai luat țacă iarăși. Și dacă toți suntem aici, aș ruga să vă abonați la canalul meu, pentru că îl vedeți chiar acum aici. Am făcut 366 de abonați. La 500 de abonați am un clip special pentru voi și mai ales la 1000 de abonați am un clip și mai special pentru voi. Așa că vă aștept un număr cât mai mare. Haideți să intrăm pe ultimul clip. Wow, mi-a spart urechile. Să intrăm pe ultimul nostru clip de Minecraft postat. Acum 93.000 de 28 de vizualizări și 12 like-uri. Vă mulțumesc celor care s-au uitat și au lăsat câte un like. Am dat drumul la o serie foarte tare de Minecraft cu The Link. Și zic eu că o să o continuăm și o să ținem multă vreme seria aceasta, dacă cu toți o susțineți și la el și la mine pe canal, pentru că primul episod a fost la el, al doilea la mine, al treilea la el, al patrulea la mine. Ați înțeles voi cum să treaba, așa o să fie în continuare. Aveți aici și Instagramul lui The Link, Instagramul meu, Facebookul meu, canalul, primul episod aici, îl puteți vedea chiar aici, am pus și link. Știu că am pus și un episod să apară sus pe ecran acolo, primul episod îl puteți vedea aici. Așa că cam atât și cu acest episod, vlog, unboxing, cum vreți să-i spuneți, nu i-am găsit o denumire și nici nu vreau să fie totul clean, cum e el, așa cum e ieșit, așa o să-l pun. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați câte un like, să vă abonați în continuare, să dați un share la acest clip, să vadă toată lumea că aveam la microfon, că da, foloseam microfon de la căștile astea, se auzea ok, dar deja nu mai era timpul lor. Și v-am pupat, ne vedem data viitoare!